Salutare! Bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta am pornit în căutarea unei ciuperci de excepție, și anume buretele de spin sau buretele de mai. O să vă arăt eu exact unde se poate găsi, cum se poate identifica și, desigur, la sfârșit, cum se poate găti. Vă doresc vizionare plăcută! Bine, pentru a găsi bureții de spin, o să mă duc așa prin margini, prin margini de poiană, unde găsim spin. Deci asta trebuie să găsim, spin, rugi, mărăcini. Acolo este șansa să găsim și ceva zbârciogi, așa că o să ne uităm cu atenție. Iar dacă nu o să găsim acolo, o să ne ducem pe unde vedem mai mulți pruni la un loc. Deci întotdeauna ori pe câmpie, ori în margine de câmpie. Câtă plămânărică, mai numită și mierea ursului în unele zone. Uitați-vă cât de multă este. O plantă extraordinară, cea mai bună plantă în tratarea afecțiunilor plămânilor. După cum v-am arătat, găsiți pe canal un sirop extraordinar care se poate face din planta asta. Uitați-vă cât de multă este. Wow, ce frumos miroase! Extraordinar! Am găsit două exemplare de zbârciogi. Și mai exact, Morșela elata. Cum am zis, toate speciile acestea sunt înrudite, indiferent de numele lor. Însă, mă rog, astea ar face parte din grupul acela mai superior, să spunem, ar zice unii că este mai valoros. Deși, din punctul meu de vedere, toate sunt zbârciogi și toate se aseamănă foarte mult la gust. Îl vedeți, eu îi spun zbârciogul negru, datorită acestei culori. Ce este diferit la el față de, să spunem, alte specii de zbârciog este piciorul, care este mult mai ațos, este cumva mai tare. La interior este, are ca o bulă de aer, deci nu este doar lipită pălăria în vârful piciorului. Și are această culoare neagră. Foarte, foarte bun la gust. Ca să vă arăt mai în detaliu. După cum vedeți, exact cum v-am zis, ea are ca o bulă de aer la interior, spre deosebire de verpa bohemica. No. Aceasta este considerată o ciupercă superioară. Mă rog, eu îi spun zbârciogul negru. Pentru mine toate sunt zbârcioci pe românește, cum de exemplu în vest, în America, toate sunt cunoscute sub numele de morel. No, zbârciogul negru, care îl găsiți de-abia de acum începe el să crească. Cam până la mijlocul lunii mai o să-l găsiți din abundență. Se poate observa și culoarea lui neagră. Aici am mai găsit unul, ia uitați-l. Ce frumos e așa de culoarea asta neagră. Am găsit ceva zbârciogi, însă o să ne întoarcem în căutarea bureților de spin. În spinăraie am găsit o zbârciogi, ci nu bureți de spin. Zbârciogul negru, cum îi spun eu, dar am venit până la urmă așa pe câmpie și ce vă sfătuiesc atunci când căutați bureții de spin este să căutați păducelul, deci păducel, prun și, desigur, măceșu. Deci păducelul, prunul, măceșu. Dacă găsiți aceste specii de arbori, de plante,
cu siguranță în apropiere trebuie să fie și buretele de spin, buretele de mai. De asta se și numește burete de spin. Dacă vă uitați bine, și păducelul are spini, și măceșul, și prunul. Deci, de asta se și numește. De asta crește și în mărăcini. Bun, ne uităm cu atenție. Uitați-vă că, deși nu am găsit bureții de spin, am găsit zbârciog. Așa numit zbârciogul pitic, după cum vedeți, el nu are atâtea escoriații pe pălărie. L-am găsit aici, în zona unde de obicei găsim, mai numit și verpa conica, în locul bureților de spin. Foarte interesant. Și aceasta este o specie comestibilă, însă ea este o specie mai rară. Dar zona în care am găsit-o, fiind așa dată în câmpie și nu în pădure printre mărăcini, o face destul de interesant. Cum am zis, este o specie și destul de rară. Hop, și ia stați că mă uit aici și am găsit buretele de spin. Da, deci am găsit și buretele de spin. Acolo unde am găsit și verpa conica, buretele de spin. Exact cum v-am zis. Buretele de spin și măceșul. Se vede exact, aici este un măceș. Deci cum v-am zis, măceșul, păducelul, prunul, de care trebuie să țineți cont atunci când căutați această specie. Bine, ia uitați-vă cum stau ei frumoși în iarbă. Acolo avem alte două exemplare frumoase. Sunt un pic mai dificil de văzut așa la o privire superficială, dar dacă dați puțin frunzele și plantele la o parte, o să-i găsiți grupați așa, în general, unde găsiți unul, găsiți mai mulți, deoarece ei cresc așa în hore de vrăjitoare, adică în formă de cerc, mai mulți la un loc. Ia uitați ce frumoși sunt! Haideți să scot să vi arăt mai bine. Ia uitați ce frumos sunt! Deci, Calocibe gambosa sau Tricoloma Georgii, buretele lui Sfântul Gheorghe, buretele de mai, buretele de spin sau nicoretele de primăvară, îi se mai spune, sau nicoretele de mai. Multă lume am văzut că le spune bureți de prun, dar așa zis și bureți de prun sunt diferiți. Așadar, aceștia sunt bureții de spin, care, după cum vedeți, au această culoare gălbuie deasupra pălăriei, se poate să fie și mai albicioasă, însă în general o să-i găsiți cu această culoare puțin gălbuie. Au un picior destul de robust, mai gros așa în partea de jos, uneori aproape ca la hribi, ați putea să spuneți. Da? Și ceea ce este specific acestor ciuperci este mirosul inconfundabil. Acesta este un exemplar mai mare, da? Altul mai mic. Uitați-vă așa prin iarbă, sunt destul de dificil de văzut. Deci la buretele de spin trebuie să fii foarte, foarte atent. Ia uitați și aici. Și acolo, cum am zis, asta este ciuperca preferată a francezilor. Deci în Franța este ciuperca numărul 1 și, ce-i drept, nici nu mă miră faptul, pentru că este una dintre cele mai delicioase, cu siguranță una dintre ciupercile mele preferate. Se pot scoate foarte bine așa cu rădăcină, ele nu sunt plante, deci regnul funghii este total separat de plante și de scoaterea lor din rădăcină nu influențează deloc perpetuarea lor mai departe.
ca să ne facem înțeleși, că am spus chestia asta la, cred că, aproape toate videoclipurile și continui să primesc comentarii, de ce scoți ciupercile cu rădăcină? Ei bine, așa se scot ciupercile, este cel mai bine să scoți ciuperca așa cu rădăcină, ca să o vezi toată. Sunt unele ciuperci care așa trebuie scoase ca să le identifici mai bine, da? Există cazuri în care oamenii au mers, au găsit, de exemplu, Amanita phalloides, s-au tăiat-o cu cuțitul crezând că este vorba despre vreo vinețică, nevăzând bulbul care iese din pământ, s-a înșelat și urmările, desigur, au fost catastrofale. E mare. Dacă a schimbat locul, măcar încercați pentru început primele 2-3 ciuperci să le scoateți cu rădăcină, ca să o identificați foarte bine. După ce știți foarte bine că este ciuperca care o căutați și vedeți lângă una care este asemănătoare sau aceea specie, puteți să tăiați cu cuțitul la suprafață, doar să fiți siguri despre ce ciupercă e vorba. Așa că, pentru început, o scoți toată din rădăcină, te uiți bine la ea, o identifici, după care poate fi tăiată fără probleme. Ia uitați-vă și aici două bucăți frumoase și foarte mulți mai mici. Multă lume știu că preferă aceste exemplare mai mici, pentru că ele sunt cumva crocante în mâncare. O să vedeți voi, pentru că o să o și gătesc, să fac o rețetă. Să fac o rețetă de bureți de spin, burete de mai și o să vă explic eu acolo mai multe. Ei bine, haideți să vă arăt mai în detaliu cum se poate identifica buretele de spin, buretele de mai, nicoretele de mai, buretele de lui Sfântul Gheorghe, cum se mai numește în Anglia, spre exemplu. Ei bine, îl vedeți. Are această culoare galbenă. Este, să spunem, puțin așa lucios la atingere, dar nu foarte mult. Sub pălărie, lamelele sunt destul de dese și apropiate. Piciorul uneori este mai gros la bază, dar de culoare albă cumva. Uitați-vă cum este acesta, da? Este o ciupercă destul de grea, așa la atingere, deci cărnoasă, cu o carne tare, și o să vă arăt acum când tăiem piciorul. Deci el este plin. Este plin la interior. Se poate vedea. Pe când la buretele de prun, piciorul este gol la interior. Însă am văzut, cum am spus și mă repet ca să nu avem acum contraziceri în comentarii, multă lume la acestea le spune burete de prun. Însă aceștia sunt bureții de spin. Bureții de prun sunt diferiți. O să vă arăt exact când o să-i găsesc. No, deci asta e buretele de mai. Hai să-i spunem buretele de mai ca să nu existe confuzii. Îl vedeți când îl tăiați, are culoare albicioasă, deci culoare albicioasă, și atunci când sunt mai mici, uneori cresc și așa, unul lângă altul. Sper că se observă. Sper că se observă, da? Cu un miros inconfundabil. Deci mirosul e un criteriu foarte important atunci când îi identificați. Ciuperca extraordinară la gust. Deci, cum am zis, numărul 1 în Franța. Ciuperca preferată a francezilor. Mulți dintre voi care ați mâncat această ciupercă știți exact despre ce vorbesc. O minunăție. Să mă întrebați dacă se pot confunda aceste ciuperci cu altele otrăvitoare. Ei bine, da, se pot confunda, se poate confunda mai ales cu o ciupercă care se numește Inocibe erubescens, deci, sau buretele cărămiziu, îi se mai spune.
deși acela este diferit cumva la culoare, pentru, să spunem, un necunoscător așa de bine acestei specii, există posibilitatea de a-l confunda. Sper ca o otrăvitoare cu care se poate confunda are deasupra pălăriei, este netedă, însă este fibroasă. Deci are ca o fibră așa. Însă ea, de-a lungul fibrelor care le găsiți deasupra pălăriei, va avea culoarea cărămizie, deci cumva. Deci lamelele și la aceea sunt cumva tot dese, însă uneori au un puf sub pălărie. De asemenea, la specia otrăvitoare, la buretele cărămiziu, la inocibe, erubescens, atunci când o tai sau când o rupi, prinde o culoare așa cărămizie, cumva maronie, roșiatică. Peți, vedeți, nu se colorează în cărămiziu, are o culoare albicioasă, mirosul inconfundabil, ciuperca otrăvitoare are alt miros, puțin înțepător, cum am zis. Când ați rupt-o, la ciuperca otrăvitoare, carnea se oxidează într-o culoare roșiatică. Ce frumos cresc ei mai mulți așa la un loc. Și era să trec pe lângă ei, fără să-i observ. Și ia să ne mai uităm noi pe aici. Deci, cum am zis, la buretele de spin trebuie să ai foarte mare atenție, pentru că ei sunt camuflați. Ia uitați-vă exact aici. Ei sunt camuflați foarte bine, pentru că, mai ales acum, sfârșitul lunii aprilie, nu e nici măcar luna mai încă, se pot vedea. Ei sunt acoperiți de iarbă. Ia să ne mai uităm, pentru că trebuie să mai fie. De obicei, unde găsiți unul, trebuie să fie mai mulți. Ce frumos se aude cucu în depărtare. Ce zonă. Ce locuri frumoase avem în România asta. Nu este nicio țară mai frumoasă decât România. Se aude pe fundal și un fazan. Uitați-vă câți bureți de mai am găsit. Cum am zis, ciupercă extraordinară. Această ciupercă este mâncarea ideală pentru cei care au diabet. Deci este chiar recomandată de specialiști ca fiind o mâncare extraordinară. Ea cumva reglează nivelul zahărului din sânge și, spun ei, este mâncarea ideală pentru diabetici. No, deci vedeți exact în detaliu cum arată ei, cu mirosul lor inconfundabil, extraordinar miros. Și o să mă mai uit, o să mai caut, după care o să vă arăt o rețetă extraordinară, deci minunată, delicioasă. Așa că rămâneți aproape. Ce sfat am să vă dau atunci când curățați și spălați ciupercile acasă este întotdeauna să luați fiecare ciupercă în parte atunci când o spălați și să vă uitați foarte bine la ea. De ce spun treaba asta? Datorită faptului că cele mai multe intoxicații se datorează nu faptului că ciuperca este confundată, ci datorită neatenției. Printre ciupercile comestibile, din cauza neatenției, oboselii sau din alte motive, se poate întâmpla să culegi o ciupercă toxică sau necomestibilă. Așadar, când ajungeți acasă, întotdeauna când le spălați, luați fiecare ciupercă în parte și așa sunteți 100% siguri că toate ciupercile sunt comestibile. Pentru această rețetă avem nevoie în felul următor. Desigur, elementul principal, bureții de spin sau bureții de mai, se mai spune, usturoi, 200 de grame de unt, 2 cepe, pătrunjel, puțină smântână, făină de mălai, pentru că o să facem și o mămăligă,
puțină făină albă și, desigur, sare și piper. Am improvizat și o frumoasă măsuță din câteva bucăți de piatră și o lespede frumoasă. Tăiem ciupercile mai mărunt, deoarece ureții de spin au o textură mai tare, așa, și unele dintre ele sunt mai mari. O să le tăiem mai mărunt, așa, cu bulețe, cum poate fiecare sau cum dorește să fie. Pe când ciupercile care sunt mai mici, nu o să le tai, pentru că acelea se pretează perfect. Vedeți, acestea mici sunt perfecte, exact așa. Pe când celelalte mai mari trebuie tăiate. Cu bulețe, așa. Pe urmă, o să toc o parte din usturoi și, desigur, ceapa. Deci avem ceva de lucru. Am mai mărunt ciupercile, am tocat ceapa, usturoiul. O să pun untul, cam 100 și ceva de grame. Desigur, dumneavoastră puteți să puneți cât doriți. Capa și usturoiul tocat. Bun, lăsăm un pic și urmează să punem ciupercile. E timpul să punem ciupercile. Da, s-a cam umplut cu vârf tigaia mea, dar nu-i problemă pentru că oricum ciupercile o să scadă. Exact aici unde m-am pus să gătesc ciupercile, am găsit niște tritoni. Ia uitați ce frumos stau ei în apă. Ei bine, acești tritoni sunt foarte, foarte interesanți. Se fac foarte multe teste pe ei, deoarece se pare că își pot regenera membrele, și nu doar membrele, ci și organele interne. Deci, foarte interesantă specia asta. Sunt și destul de agresivi, uneori se mănâncă chiar între ei. Ce vreau să vă mai zic este că această rețetă nu este o rețetă bătută în cuie, deci nu o să vă spun exact ce cantități să folosiți, aici ai după gust. Fiecare pune cum vrea. Cine dorește să pună ceapa mai devreme sau mai târziu, sau poate chiar deloc. Deci, cum am zis, mie așa îmi place să o fac. Însă, dumneavoastră, desigur, puteți să o faceți cum doriți. Aici ai după gust. Eu doar încerc să vă arăt o modalitate în care se poate găti această ciupercă. Cele mai apreciate ciuperci în Franța sunt acestea și, după cum am mai zis, au și ceva proprietăți curative. Deci, acestea ar fi ciupercile extraordinar de bune pentru cei diabetici. Cumva reglează nivelul zahărului din sânge. Pe lângă multe alte proprietăți benefice, desigur. Am luat de pe foc, am lăsat puțin să se răcească ca să pun doar câteva linguri de făină. Nu multă. Deci nu multă. Doar așa un pic ca să îngroașe. Desigur, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să nu puneți deloc făină. Am pus sare, piper, puțin dafin. La sfârșit, pătrunjelul.
așezăm la masă să degustăm mâncarea noastră de ciuperci, de bureți, de spini. Haideți să vedem. Extraordinar, minunat. Deci textura acestei ciuperci, deci o textură extraordinară, cumva crocantă. Cu puțină mămăligă și desigur murdei cu smântână. Deci nu se poate o mâncare mai bună de atât. Nu există mâncare mai bună de atât. Or fi ele ciupercile preferate ale francezilor, dar cred că ar trebui să fie și a românilor. Vă provoc să încercați așa ceva, să vedeți ce minunăție de mâncare. Desigur, eu o mănânc aici în natură, în locul acesta frumos. Asta face cumva și mai bună mâncarea, dar vă spun eu că nu o să vă pară rău. Doamne, cât de bun! Sper că găsiți aceste videoclipuri utile și relaxante. După cum vedeți, astăzi am gătit niște ciuperci minunate, ciupercile de mai. V-am arătat exact cum se pot identifica, unde se pot găsi. La sfârșit am făcut o rețetă din aceste ciuperci minunate, o rețetă absolut delicioasă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Vă aștept și data viitoare la alte aventuri și informații din natură. La revedere!